Bună și bine ați venit la NTD România! Sunt Diana Jiga. Dacă vă plac videoclipurile noastre, nu uitați să dați like și subscribe și să le partajați cu prietenii și membrii familiei dumneavoastră. Vă mulțumim! Muzeul Casei sau fostul muzeu Jeffrey este un muzeu din Marea Britanie, Londra, care arată cum își decorau oamenii casele începând cu 1600 până în prezent. Acesta ilustrează cum erau decorate odinioară casele cu ocazia Crăciunului. Din 2008 până în 2018, muzeul a avut aproximativ 100.000 de vizitatori anual. Recent, muzeul s-a redeschis și își poartă vizitatorii de-a lungul timpului cu expoziția Crăciunul de altă dată. Aceasta prezintă modul în care erau decorate casele din Marea Britanie în timpul sărbătorilor de iarnă în secolele trecute. De aproape 30 de ani organizăm Crăciunul de altă dată la Muzeul Casei. Face parte din festivalul nostru de iarnă, care prezintă diverse sărbători ce se desfășoară în timpul iernii din diferite culturi și religii, cum ar fi Diwali, Hanuka și Anul Nou, a spus Vanessa Mead, curatorul muzeului. Mead spune că în diverse perioade de timp Crăciunul a arătat foarte diferit. În anii 1600 această sărbătoare era cu adevărat zgomotoasă. Casele erau decorate cu multă verdeață, era multă veselie. Apoi, spre sfârșitul anilor 1600, în 1644, Parlamentul englez, prezidat de Oliver Cromwell, a desființat Crăciunul, iar petrecerile au fost interzise. În anii 1700 traversăm perioada de după anularea Crăciunului, iar când acesta este reintrodus, devine o sărbătoare mult mai liniștită, mai potolită. Ajungem apoi în perioada victoriană, unde asistăm la o adevărată renaștere a Crăciunului. De fapt, victorienii ne-au lăsat multe dintre tradițiile pe care le avem astăzi. Felicitarea și bradul de Crăciun, pe care le-au popularizat, și tot în acea perioadă vedem introducerea personajului Moș Crăciun, povestește Vanessa Mead. În timpul Primului Război Mondial, Crăciunul a fost sărbătorit foarte discret și apoi, în timpul Războiului Rece, a fost interzis de regimurile comuniste. Știți, mulți oameni aveau persoane dragi departe de casă, le era dor de ei și treceau prin momente foarte grele. Dar încă mai vedem unele tradiții care continuă și în zilele noastre. De exemplu, pomul de Crăciun, vâscul și iedera aduse în casă, care datează din anii 1600, și ilexul cu boabele sale roșii, care semnifică viața veșnică și fertilitatea, explică Mead. În anii 1930, Crăciunul a fost marcat de apariția pomului de Crăciun artificial, precum și a lanțurilor confecționate din hârtie și a felinarelor. Un vizitator spune că se identifică cu poveștile spuse prin intermediul decorațiunilor. Expoziția mi s-a părut foarte interesantă pentru că ai o perspectivă asupra modului în care trăiau oamenii, cum erau conectați cu rădăcinile lor, cu trecutul lor și cum se leagă acestea de viața lor aici, în Anglia. Expoziția Crăciunul de altă dată din cadrul Muzeului Casei este deschisă până pe 9 ianuarie. Acestea fiind spuse, nu uitați să apăsați pe clopoțel pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Ne puteți găsi pe pagina de Facebook a NTD România, dar și pe YouMaker și Telegram. Puteți asculta emisiunile NTD România în format podcast. Toate aceste detalii le găsiți în descrierea videoclipului nostru. Sunt Diana Jiga și până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați să rămâneți informați și liberi!